bărbatul și se strică dragostea. Că bărbatul-i ca bărbatul, nu știe ce știe țarul. Te bate de te snopește, mai bine, Doamne, păzește. Of, 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 și vai de mine, unde le-a dăut și-a mine, că de seară viu la mine. Și vă prezentăm acum aberația zilei în politică. Elena Lasconi face praf aritmetica electorală și anunță că va ajunge din primul tur la Cotroceni. Citez, va fi pentru prima dată în istorie când vom câștiga din primul tur, spune Lasconi. Marina Cioacă a urmărit declarațiile doamnei Lasconi. Marina, ce era interesant? Bine te-am găsit, Violeta, bun găsit, doamnelor și domnilor. Nu știm ce calcule și-a făcut doamna Lasconi, dar potrivit declarațiilor acesteia, iată că spune ea, va ajunge la Cotroceni, nu din al doilea tur, ci va reuși să-și spulbere contracandidații și va fi președintele României din primul tur. Peste 60% va lua doamna Lasconi, spune ea însă că e o condiție importantă, cel puțin recunoaște că, având doar USR în spate, nu va putea să facă acest lucru, pe care oricum nu va reuși să îl facă, pentru că avem totuși o Constituție în vigoare. Ei bine, în acest caz spune Elena Lasconi că în cazul în care va fi susținută și de PNL, atenție, atunci va reuși să câștige alegerile din primul tur, nu va mai fi nevoie și de al doilea tur pentru că va depăși acel procent cerut de lege. Însă trebuie să le amintim telespectatorilor noștri că negocierile UPNL au eșuat dinainte de a începe. Spune ea că niciodată nu va face o alianță cu Nicolae Ciucă și cu Partidul Național Liberal și de cealaltă parte, inclusiv Nicolae Ciucă spunea că nu o va mai suna niciodată pe Elena Lasconi pentru că nu are ce să discute cu aceasta. Mulțumesc mult, Marina. Domnule Chiriac, cum interpretăm această declarație, dorință sau cum să-i zicem, a doamnei Lasconi, care spune că ea ar câștiga din primul tur, mă rog, cu condiția ca PNL-ul să o susțină? Doamnă, una e discursul mobilizator. O să vă bat, o să vă smintesc, o să câștig, o să fac. Alta e declarația ridicolă. Ce dovedește doamna președinte Lasconi? Că nu cunoaște Constituția României nici măcar în ceea ce privește alegerile pentru președinte. Pentru ca un președinte să fie ales în primul tur, ai nevoie de jumătate plus unul din numărul total al votanților înscriși pe listele de vot. Deci are nevoie de vreo 9.500.000 de voturi în favoarea domniei sale. Ori maximum ce vin la vot sunt vreo 9 milioane, 10 milioane de oameni. Nu vin mai mulți, asta este. Ceea ce înseamnă că practic toți acești votanți trebuie să voteze la Lasconi. Nimeni altcineva, numai la Lasconi. Se pare că dânsa nu știa acest lucru. Că dacă ia jumătate de numărul celor prezenți la vot în primul tur, e automat președinte. Da, mai făcut-o... Spuneți, vă rog. Furnizează alegături pentru alți candidați, doamna Lasconi. Adică dacă o ține așa, nici măcar ai miei, uțeriștii nu vor vota. Auziți, dar mai face o declarație interesantă, spune, întrebată dacă ar susține Partidul Național Liberal la președinția României, a răspuns nu, pentru că nu are un candidat. Știe doamna Lasconi ceva și noi nu știm? Nu știe. Nu poți să mai crezi pe doamna Lasconi în declarațiile politice, nici măcar atunci când nimerește uneori lucrurile. Fiindcă în momentul acesta știm cu toții, candidatul PNL este Nicolae Ciucă, dar nu știm dacă PNL știe care candidat. Da, deocamdată nu și-a anunțat candidatura oficial. De exemplu, la Marcel Ciolacu știm, și-a lansat candidatura la Congres, dar despre domnul Ciucă nu știm oficial. Doamna Romanescu, domnul Ciucă știe că e candidatul PNL. În momentul ăsta nu știu dacă PNL-ul știe că candidatul său este Nicolae Ciucă. Interesant. Nicăieri PNL-ul în acest moment. Mulțumesc tare mult. Până la alegeri mai e puțin timp și nu e exclus să vedem o alianță între PNL și USR. S-au mai întâmplat lucrurile astea, dar lucrurile se pot schimba în politică în orice minut. Asta așa este. Mulțumesc tare mult, domnule Chiriac. Mergem mai departe și schimbăm subiectul cu o informație de breaking news.